când am ales tema aceasta și m-am gândit la experiența mea de aproape 2 ani din Coral Club. Am avut o seamă de discuții cu oamenii din echipă. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți că noi folosim un concept de sănătate în 4 pași, adică hidratarea organismului, curățarea organismului, alimentarea organismului și protecția organismului. Noi folosim și alți termeni adeseori, în loc de alimentație îi zicem nutriție, curățire îi zicem detoxifiere, termen încetățenit este folosit foarte mult în mass media, în literatura de specialitate sau mai de puțină specialitate. Și dar la aceasta se referă. Și să începem cu primul pas. Să știți că, deși există o literatură destul de bogată cu privire la hidratarea organismului, oamenii încă se mai întreabă și se minunează oare să fie atât de importantă hidratarea aceasta corpului. De asemenea, se face o confuzie foarte mare între a bea lichide și a bea apă. Oamenii cred că dacă consumă lichide de orice fel, de la sucuri non-naturale, sucuri cu tot felul de îndulcitori, alte cafea și alte băuturi, chiar și alcoolice, oamenii cred că și-au luat doza de apă necesară zilnic, necesară corpului, ceea ce nu este deloc adevărat. Prin urmare, cred că ne dăm seama din datele următoare, din acest tabel, de importanța apei. Vedeți, în burta mamei suntem 97% apă, noul născut deja are o cantitate mai mică de apă, 75-80%, adultul 65-70% și vârstnicul 58-65% apă. De asemenea, în dreapta aveți concentrația de apă în diferite organe ale corpului și cu galben acolo am scris care sunt procentele de apă în diferite forme pe care ea le are în organism. Avem apă intracelulară, care reprezintă 55-60% din total, ceea ce înseamnă că cea mai mare cantitate de apă, deci din 70% să zicem în medie adultul, deci cea mai mare cantitate se găsește în interiorul celulelor. Apa interstițială, adică între celule, apa circulantă, 7%, interstițială 20% și apa reziduală, urină, transpirație fecale, într-o cantitate mai mică. Prin urmare, cea mai mare cantitate de apă se găsește în zona intracelulară, deci în interiorul celulelor și lichidul interstițial este într-o cantitate mai mică. Dacă facem, să zicem așa, o similitudine cu o mașină mică, cu motorul unei mașini, ne dăm seama că apa aceea din motor reprezintă elementul de răcire, iar motorul, care este uriaș și degajă o cantitate foarte mare de energie, trebuie să fie răcit de această apă. Cam așa se întâmplă și în corpul nostru, deci lichidul interstițial, apa extracelulară, să zicem așa, joacă un rol foarte important, nu doar în răcirea, în homeostazia, în temperatura corpului, ci și în toate procesele metabolice care se desfășoară. Apa intracelulară, deci este locul unde se petrec toate reacțiile metabolice, deci în interiorul celulei este un mediu apos, deci care conține în mare parte 60% apă și acolo se petrec reacțiile metabolice. Apa extracelulară este mediul înconjurător cu foarte multe funcțiuni în acest proces. Dacă această mașină umană absolut fantastică întreține viața și elementul fundamental îl reprezintă apa, înseamnă că această apă trebuie să aibă niște proprietăți excepționale. Alminteri, viața nu este posibilă. Hai să vedem ce rol ar juca apa aceasta extraordinară de care spuneam la nivelul corpului nostru. Deci este un solvent, este un reactant în reacțiile de electroliză, este un agent de dispersie, este produs final al reacțiilor de oxidare și de condensare, este vehicul de transport pentru oxigen, pentru nutrienți, pentru hormon și așa mai departe, este lichid de flotație, de exemplu, în sistemul limfatic. Este instrument de eliminare a toxinelor, transpirația, urina și așa mai departe. Este tampon termic datorită marii
călduri specifice, este protector mecanic al structurilor sensibile. Vedeți o grămadă, o multitudine de funcții extrem, extrem de importante și încă o dată, repet, dacă această apă n-ar avea proprietăți extraordinare, total diferite de apa pe care de multe ori noi o bem în mod comun, viața nu ar fi posibilă. Norocul nostru că avem un corp mult mai inteligent decât suntem noi adeseori inteligenți și el face eforturi disperate pentru a-și aduce apa în parametrii necesari, pentru că altminteri viața ar fi foarte, foarte scurtă. Aici, ca să vă dați seama cât de interesant este sistemul nostru intern, sistemul celular și intracelular, v-am adus o schemă care prezintă sistemul, un detaliu pentru sistemul limfatic și sistemul circulator. Vedeți acolo în stânga, cu roșu sunt arterele, arteriolele și vasele capilare, care se închid în dreapta cu venele, și cu verde sunt vasele limfatice. Vedeți un lucru interesant, sistemul circulator este un sistem închis, sistemul sanguin este un sistem închis, sistemul limfatic este un sistem deschis. Totul se desfășoară pe bază, are la bază apa, deci încă o dată apa este extrem de interesantă. Nu intrăm aici în detaliu pe tema aceasta, sistemul limfatic, ar trebui să facem o discuție separată despre sistemul limfatic, el este extrem de important, de puține ori se vorbește chiar și în terapiile noastre alternative, chiar și în medicină de sistemul limfatic, toată lumea vorbește de sistemul circulator, dar sistemul limfatic, să știți că este cel puțin la fel de important. Robert Morse vorbește foarte frumos și spune sistemul sanguin și organele aferente, inima, ficatul, intestinul subțire reprezintă bucătăria, iar sistemul limfatic reprezintă plămânii tot în bucătărie intră, iar sistemul limfatic face parte din WC-ul, din toaletă. Din urmare, o casă este corectă atunci când și alimentația este sănătoasă, echilibrată, corect, dar și când resturile, toxinele și toate celelalte sunt eliminate din corp. Deci este extrem de important să știm aceste lucruri dacă vrem să înțelegem mecanismul de funcționare al corpului așa cum trebuie. De aceea noi insistăm pe apă și pe punerea în mișcare a tuturor circuitelor, pe deblocarea circuitelor din corp. La un moment dat încep să-ți dai seama, după o experiență așa de vreo câțiva ani în nutriție, după mai mult de un deceniu în nutriție, încep să-ți dai seama de problemele pe care le are omul numai uitându-te la el, la cum sunt țesuturile, cum sunt tegumentele, ce stări are, care este configurația din zona burții, din zona gâtului și așa mai departe. Îți dai seama de cele mai multe ori de carențele foarte grave care sunt în ceea ce privește circuitele acestea, toate pe baza apei. Există, aici fac o paranteză scurtă, există înclinația noastră a celor care facem, să zicem așa, naturopatie, nu știu dacă e prea mult spus, care ne ocupăm de zona aceasta, să ne comportăm precum medicii medicii clasici, să zicem așa, alopați. Adică să recomandăm 2-3 suplimente nutritive pentru o anumită problemă. Și asta nu mai înseamnă abordare holistică, asta înseamnă abordare medicală clasică. Și oricând ne-am chinuit din punctul acesta de vedere, nu avem cum să avem performanțele medicilor, să fim serioși. Hai să vedem acum care sunt sursele de apă pe care noi le folosim. De obicei, apa distilată știți că nu este potabilă. Nu există oameni care folosesc pentru consum apă distilată. În schimb, sunt mulți care folosesc apă produsă prin osmoză inversă. Să știți că informațiile de aici sunt documentate, nu sunt scrise aiurea. Există o carte foarte bună și de ultimă oră a domnului Menci Nikolski,
crezi că știi ce bei, din care am luat aceste informații. Deci, practic, am aici un argument al unei autorități recunoscute în România de notorietate. Deci, apa prin osmoză inversă, spune dânsul, este destructurată și cu valoare biologică scăzută din punct de vedere nutrițional. Și știți că cei care folosesc filtre cu osmoză inversă, după ce fac această curățire, purificare, cum îi spune ei, a apei, după aceea folosesc remineralizare cu diferite substanțe anorganice, evident, pentru a da o anumită încărcătură minerală apei și, evident, corpului. Apa purificată purășind schimbătoare de ioni are o compoziție diferită, deci anaturală, devine informațional destructurată și dezechilibrată compozițional. Multe filtre din acestea, baterii de filtre care se cumpără din comerț, au un astfel de filtru curășind schimbătoare de ion și care, vedeți ce spune domnul Mencinică, și ce valoare au, nu prea bună. Apa obținută cu ajutorul electrodeionizării este cu valoare biologică scăzută, e hipotonă nepotabilă. Apa trecută printr-un tratament cu radiație ultravioletă diferă de apa naturală, fiind destructurată, adică moartă. Se folosesc foarte mult, asta folosesc și eu, filtru de apă cu filtru de carbon activ și filtru ceramic care absorbe contaminanții, clorul, moleculele biologice și substanțele pirogene. Apa cu argint coloidal este microbicidă, adică omoară microbii, este imunomodulatoare, stimulează hematopoeza, producția de limfocite și crește calitatea hemoglobinei. Eu personal o folosim în casă. Apă de la chiuvetă, foloseam apă din comerț, din sticle de plastic cu dopuri care conțin dioxină și am renunțat după ce am tot studiat în stânga și în dreapta și am trecut la o apă filtrată mecanic și cu filtru de carbon și filtru ceramic, după care am un filtru cu argint coloidal, practicam niște filtre, să zicem așa, ordinare, de rând, mă costă puțin pe an, sub 2 milioane să schimb o dată filtre, deci nu fac o cheltuială uriașă cu astfel de filtre, după care folosesc numai produsele de la Coral. Folosesc aceste produse de 2 ani pentru prepararea aia, o să vedem care sunt acestea. Și starea noastră de sănătate și modul în care arătăm s-a schimbat radical. Deci care ar trebui să fie caracteristicile unei ape microbiologică active? Deci o apă compatibilă cu viața și cu sănătatea, în primul rând, nu cu viața oricum. Vis-a-vis de viață, se spune că se compară viața noastră cu arderea unei lumânări. Știți că o lumânare, chiar dacă este de 20 de centimetri, chiar dacă este de 4 cm, deci arde cu aceeași flacără. Așa ar trebui să ardă și viața noastră, deci cu o flacără constantă, adică cu energie, cu pozitivitate, cu creativitate, cu dorință de a face lucruri bune pentru tine și pentru cei din jur și să se stingă pur și simplu dintr-o dată. Deci, din păcate, pentru foarte mulți dintre semenii noștri, viața arde cu o flacără care abia pâlpâie, cu boală, cu chin și cu mari cheltuieli pe medicamente, pentru că nu știu elemente fundamentale ale menținerii sănătății. Din nefericire, la noi, în afară de ce facem noi pe aici, pe la firma Coral și alte firme care se ocupă de nutriție, foarte puțini îi învață pe oameni cum să trăiască sănătos. Noi facem, cei de la Coral, lucrul acesta extraordinar pentru că noi aplicăm acest concept de sănătate corect din punct de vedere științific, nu doar din punctul, să zicem așa, punctul nostru de vedere. Este un concept corect din punct de vedere științific, medical și poate fi recunoscut ca atare de toată lumea. Deci apa trebuie să nu conțină impurități. Deci o puteți filtra cu niște filtre de o calitate bună, medie. Apa trebuie să fie alcalină, cu pH mai mare de 8, în general, sau în jur de 8. Valoarea pH-ului ne arată dacă apa este bazică sau acidă, se măsoară, de fapt, cantitatea de ioni pozitiv de hidrogen dintr-o soluție.
Pe o scară de la 0 la 14 avem la mijloc 7 punctul neutru pentru apa curată. Cu cât crește cantitatea de hidrogen pozitiv, de ion de hidrogen pozitiv, cu atât crește și aciditatea apei. Prin urmare, cantitatea de ion negativ scadă aciditatea, adică cresc alcalinitatea și viceversa. Întrucât ați văzut că noi avem un corp alcalin, este evident că trebuie să consumăm apă alcaline. Eu folosesc în felul următor apa. Dimineața îmi iau o apă cu un pH mare, foarte mare, 10, 10 și jumătate, 11, pentru că este nevoie să-mi alcalinizez corpul după ce în timpul nopții s-au produs reacții metabolice care elimină acid și atunci acidul acesta s-a răspândit în corp și dimineața fac o alcalinizare foarte puternică pentru a alcaliniza corpul. Și în timpul zilei folosesc o apă cu un pH mai aproape de 8-9. Apoi o a treia calitate este să aibă un potențial de oxidoreducere de cel puțin minus 200 de milivolți. Scrie tot domnul Mecinicoschi în cartea sa, pentru că apa să aibă efecte benefice pentru corp, ea nu trebuie să aibă un ORP, adică o capacitate de oxidoreducere sau putere de oxidoreducere, mai mare de plus 28 de milivolți. Deci cu cât apa este mai mare de plus 28 de milivolți, cu atât ea este mai dăunătoare sănătății sau, să zicem așa, nu are niciun, sau cu atât mai mult corpul face eforturi pentru a o prepara. Prin urmare, să nu vă închipuiți că apa interstițială, apa dintre celule, extracelulare, este o apă încărcată pozitiv. Este imposibil. Dacă apa ar fi încărcată pozitiv, apa interstițială, pur și simplu s-ar produce blocaje metabolice, pur și simplu corpul nostru nu ar funcționa. Vreau să spun că am avut o discuție cu academicianul Gheorghe Păun, mare matematician, și care a făcut o prezentare care se numea așa, o conferință căutând calculatoare în celule. Și la un moment dat eu am pus întrebarea, domnul profesor, cât de mult contează diferența de potențial între zona extracelulară și zona intracelulară? Deci în interiorul celulei avem plus, în afara celulei avem minus. Și a spus, este fundamental. Alminter nu s-ar produce schimbul acesta de substanțe. Celula, să știți că este un, nu intrăm în amănunte, este un lucru absolut fascinant. În interiorul celulei avem mai multe entități, fiecare cu membranele sale. Diferența de potențial joacă un rol extrem de, extrem de important. Prin urmare, cu cât în zona extracelulară, deci în afara celulei, avem lichide cu încărcătură ionică, deci încărcate negativ mai mari, adică apă încărcată negativ, cu atât schimbul de substanțe este mai eficient și cu atât sănătatea noastră este mai bună. Și reacțiile metabolice sunt corecte și eliminările sunt eficiente și, prin urmare, organismul nostru va funcționa mult mai bine. Tensiunea superficială de care noi nu vorbim întotdeauna atât de mult, este și ea extrem de importantă. Apa are aproximativ 73 de dinți pe centimetru, deci o putere mică de hidratare, deci apa aceasta naturală, apa din natură. Mediul intern are o tensiune superficială, deci mediul intern are o tensiune superficială de 45 de dinți. Deci apa trebuie să fie preparată, deci apa, corpul trebuie să prepare apa. Să știți că atunci când mâncăm apa, când o mestecăm, corpul nostru are capacitatea de a-i scădea tensiunea superficială datorită surfactanților pe care conține saliva și toate celelalte. Chestiunea este că noi obișnuim să bem foarte repede apă. Ne este sete, punem o sticlă de apă de multe ori minerală, pentru că avem senzația că dacă bem apă minerală când afară este cald, ne mineralizăm și ne potolim setea. După aceea constatăm peste, sau bem Coca-Cola, Doamne ferește, dar mai fac mulți așa, constatăm că din nou ne este sete. Asta ne arată că, de fapt, corpul nostru nu s-a hidratat. Deci necesarul de lichide nu a fost asigurat. Și să știți că corpul nostru reacționează
cu senzația de sete atunci când s-au pierdut cam 1-2% din apa existentă în corp. Deci doar 1-2%. Vreau să vă avertizez că la 7-8% deshidratare se produc disfuncții grave și de multe ori ireparabile, de exemplu la nivelul rinichilor, iar la 14-15% deshidratare corporală, corpul moare. Deci, ca să vă dați seama cât de importantă este apa, deci are niște valori, să zicem așa, critice. Doar 15% pierdere de apă și înseamnă moartea corpului nostru. Deci tensiunea superficială internă este de 45 de din. Uitați-vă jos ce am subliniat, randamentul digestiei unui om este de circa 30%. Avem un randament mai slab și decât centrala termică de la bloc, care are un randament de 2-3 ori, mai mare. Mai mult decât atât, într-un mediu intern cu tensiunea superficială egal 45, deci acest randament crește către 100%. Însă odată cu vârsta, tensiunea superficială a lichidilor din internet, din corp, crește, adică, să zicem așa, randamentul digestiei scade din ce în ce mai mult. Dacă randamentul digestiei scade, înseamnă că alimentarea corpului este tot mai deficitară, înseamnă că posibilitatea de a face boli crește, sistemul imunitar scade. Deci, practic, această tensiune superficială este fundamentală pentru păstrarea sănătății corpului și pentru asigurarea unui randament al digestiei și un randament alimentar și un randament metabolic ridicat. Practic, odată cu vârsta, grija pentru a consuma o apă cu tensiune superficială mică trebuie să fie cu atât mai mare. Gândiți-vă că poate puțin își pun întrebarea de ce cancerele, de exemplu, se petrec totuși la vârste mai înaintate, atunci când sistemul imunitar este scăzut, atunci când mesajele informaționale la nivelul genelor, la nivelul structurilor noastre interne a scăzut, atunci când, să zicem așa, stricăciunile acestea sunt atât de mari încât nu mai pot fi reparate. Nu intrăm în problema aceasta a celulelor și a cancerului, pentru că este o problemă extrem de complicată și nu este rolul nostru aici. O altă trăsătură zice, apa trebuie să fie structurată. Apa este de fapt un cristal în formă lichidă. Apa structurată are biodisponibilitate mare, fiind organizată în clusteri, adică structuri stabile care înmagazinează energie utilă. Știți că apa care penetrează membrana celulară trebuie să aibă un cluster de 5-6 molecule. În general, apa pe care o consumăm obișnuit are 15-16 molecule, iar corpul nostru o structurează. O structurează pentru a fi compatibilă cu la nivel celular și pentru a fi compatibilă cu întreținerea vieții. Un consum constant de apă structurată, iată, îmbunătățește circulația, reduce tensiunea arterială, reduce greutatea corpului, iar pentru asimilarea apei obișnuite pe care o bem, organismul folosește o anumită cantitate de energie pentru a structura, cum am spus. Așadar, dacă o consumăm o apă structurată, ne putem scuti corpul de efectuarea acestei funcții suplimentare. Deci am spus, corpul oricum și-o structurează. Dacă îi dăm o apă structurată, pregătită, atunci energia consumată de corp pentru prepararea apei este mai mică și poate fi folosită în alte scopuri. De aici vine și tonusul celor care folosesc produse de la coral, care structurează, care reduc tensiunea superficială, tonusul este ridicat și pentru că folosim o apă de calitate excelentă. Memoria informațională a apei trebuie să fie bună. Aici sunt studii care se fac în continuare. Este fantastic să știm că și lucrurile acestea sunt confirmate, că fiecare dintre celulele de memorie din apă sunt stocate circa 440.000 de unități informaționale. Deci ne dăm seama cât de fascinantă este apa.
Având memorie, să știți că ea ține minte toate mediile prin care a trecut. Au fost făcute încercări puternice de a șterge, de a recorecta memoria apei și nu s-au obținut rezultate grozave. Prin urmare, noi putem să-i venim cu, să zicem așa, cu o informație de calitate în apa pe care am preparat-o, pe care am filtrat-o, pe care o folosim, astfel încât să reparăm cât de cât această memorie informațională. Apa biologică activă trebuie să conțină în mod necesar minerale pentru corp, calciu, magneziu, potasiu și toate celelalte. De aceea apa cu osmoză, care nu conține minerale, nu este sănătoasă pentru corp. Acum am câteva lucruri pe scurt de Coral Mine. Este un produs, să știți, fascinant, nu pentru că vorbim noi de la cei de la Coral. Produsul este folosit în Japonia pe scară largă. Noi controlăm, să zicem așa, să fim bucuroși pentru lucrul acesta, controlăm cam 80% din distribuția la nivel mondial a coralului de Sango. Este un produs, un complex de săruri minerale cu acțiune extraordinară asupra corpului. Are raportul ideal de 2 la 1 între calciu și magneziu, acesta este raportul ideal între calciu și magneziu. Sunt 76 de minerale, toate biodisponibile, toate ionizate și toate compatibile cu mineralele din corpul nostru. Practic, folosind apă cu coral, dăm o apă de calitate extraordinară. Uitați-vă în poza din stânga, arată cum este porozitatea coralului de Sango și de aceea este eficient atunci când ajunge în stomacul nostru și cum se facilitează absorția în tractul digestiv și cum arată carbonatul de calciu luat din majoritatea suplimentelor nutritive de calciu de pe piață. Deci, practic, are o solubilitate mică, o absorție intestinală scăzută și practic el se elimină cu puțină eficiență. De aceea, de multe ori, oamenii folosesc suplimente cu carbonat de calciu pentru că au, să zicem, osteoporoze sau alte probleme din acestea și spun că nu și-au rezolvat problema. Ce importanță, ce ne aduce coralul de Sango? Păi, în primul rând, un pH optim, un echilibru hidroelectrolitic, se păstrează echilibru hidroelectrolitic prin îmbunătățirea drenajului limfatic și a calității apei interstițiale. Se reglează tensiunea arterială într-o anumită măsură și ritmul cardiac. Este bun pentru profilaxia osteoporozei, artritel, crește elasticitatea mușchilor, refacerea structurii țesutului osos și cartilaginos, ajută la reglarea activității rinichilor și a sistemului digestiv și la îmbunătățirea aspectului tegumentelor. Apoi, un alt produs pe care îl folosim noi este microhidina. V-am spus, eu recomand folosirea de dimineața unei capsule de microhidină în circa minim 500 de mililitri de apă bărbații, poate chiar 700-800 de mililitri, în funcție și de greutatea corporală, și cel puțin 300 de mililitri femeile, 3-500 de mililitri femeile. Deci foarte bun alcalinizant, este un produs, să știți, bazat pe nanotehnologie, dar făcut numai din ingrediente naturale. Am avut discuții cu mai multe persoane și întrebau cum este făcut. Este din ingrediente naturale, să nu-și facă niciun fel de probleme. Produsele de la Coral sunt de calitate excelentă și au foarte multe avize și au trecut foarte multe teste. Structurează apa, reduce tensiunea superficială, e foarte important și, cum am spus, alcalinizează puternic. Important este că este și un antioxidant extrem de puternic, realizează un lichid cu capacitate de oxidoreducere, deci o apă cu capacitate de oxidoreducere de minus 300, minus 400 de milivolți, deci este un puternic antioxidant și important este
acest antioxidant nu are ca, să zicem așa, nu devine el la rândul său un radical liber după ce eliberează ionii de hidrogen, deci după ce au anihilat un radical liber. Să știți că vis-a-vis de radicalii liberi, la nivelul unei celule, unei singure celule, într-o zi există între 1000 și 10.000 de atacuri ale radicalilor liberi. Gândiți-vă că avem între 60.000 și 70.000 de miliarde, înmulțit cu între 1000 și 10.000, vă dați seama cât de uriașe sunt atacurile radicalilor liberi. Corpul nostru a fost proiectat să aibă mecanisme de luptă împotriva radicalilor liberi, dar a fost proiectat pentru un mediu în care nu existau petrochimii, nu existau pesticide, insecticide, stres, alimentație deteriorată din punct de vedere informațional și așa mai departe. Prin urmare, atacurile acestea radicalilor liberi sunt mult mai mari. Și atunci, microhidrina este un lucru cu care ne putem proteja. Am întrebări de genul acesta, dar am luat o lună microhidrină sau o să vedeți următorul produs H500. Trebuie să mai iau, trebuie să mai consum apă cu coral. Da, astea sunt lucrurile fundamentale pe care trebuie să le consumăm dacă vrem să fim sănătoși. Aici nu se face economie, să știți. Economie în ceea ce privește sănătatea, ideea că facem economie în ceea ce privește sănătatea este o mare păcăleală. Știți cum se spune, în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Deci, practic, vom ne chinui și cu sănătatea și vom cheltui și banii pe care aparent i-am economisit atunci când n-am investit în sănătatea noastră, în condițiile actuale de mediu în care trăim. Ce face microhidrina? Am spus, haideți să mergem mai departe. H500 este un produs foarte performant. Are o capacitate de oxidoreducere mult mai mare, între minus 500 și minus 800 de milivolți, deci el are capacitatea de a lupta și mai mult cu radicalii liberi. În schimb, are un pH mai apropiat de, să zicem așa, de 9, 8, 9, 9 este pH-ul pe care îl face în lichidele interne. Deci se poate consuma în timpul zilei de câte ori este nevoie. Mulți mă întreabă, cât H500 să folosesc? 1, 2, da, dacă folosesc 3. Nu este niciun fel de problemă. Nu există, să zicem așa, reacții adverse la utilizarea microhidrinei sau H500. Doar o discuție putem avea în ceea ce privește anumite boli autoimune. Și nu e vorba de H500 și de microhidrină, ci e vorba de antioxidanți în general. H500 este bun alcalinizator, scade tensiunea superficială, neutralizează acizii care o cauzează degenerarea și blocajul celular, sprijină eliminarea toxinelor la nivel celular, este cel mai puternic antioxidant, am spus, permite menținerea unui nivel ridicat de conductivitate electrică, ce am discutat puțin la început, reduce complet acidul lactic, este foarte important în timpul exercițiilor fizice, să știți că acidul lactic se elimină foarte mult la bolnavii de cancer, acolo eliminarea de acid lactic este o reacție secundară a activității celulelor tumorale și vreau să vă spun că starea finală unei astfel de boli se numește cachexie atunci când practic corpul a fost cuprins de acid lactic și nu mai există resurse de viață. Hidraselul se folosește special pentru reducerea tensiunii superficiale a apei. Cred că noi cei de la Coral am putea să-l folosim într-o măsură mult mai mare. Este un produs care
are calități extraordinare, îmbunătățește din punctul de vedere al structurii și tensiunii superficiale apa pe care o folosim. Practic o aduce la parametrii să zicem așa, identici cu parametrii corpului. Crește tonusul vital, normalizează metabolismul, crește resursele energetice, îmbunătățește activitatea intelectuală, încetinește procesul de îmbătrânire și așa mai departe. Are acțiune antivirală, antibacteriană. A doua chestiune, deparazitarea corpului, câteva lucruri vreau să vă spun. Foarte mulți oameni, în discuțiile pe care le-am avut, au zis că ei nu au paraziți. Mulți așa spun, zice, dar de ce trebuie să facă deparazitare? Eu nu am paraziți. Unii chiar se simt jigniți atunci când le vorbesc de deparazitare, fără să știe un lucru fundamental, un lucru aproape comun deja, nu doar în lumea medicală. Circa 80% din oameni au paraziți. Asta înseamnă că, bine, nu cei de aici, cei 28 care suntem acum în discuția aceasta, pentru că noi toți de aici am făcut de parazitare. Dar din, să zicem, din 100 de oameni de pe stradă care nu folosesc, nu știu despre acest lucru și nu folosesc conceptul nostru, 80% să știți că sunt plini de paraziți. Apoi unii spun, zice, da, am făcut de parazitare, ce trebuie să mai fac? Am făcut acum un an. Oamenii nici nu-și dau seama de ce dezastre pot să facă acești paraziți. Aici v-am făcut o listă, nu trebuie să o citiți, doar să vedeți. Aceasta este prima pagină de paraziți pe care putem să-i avem. Aceasta este a doua, e vorba de paraziții comuni, să știți. Deci nu de cei extra. A doua pagină, a treia pagină și dedesubt. Există câteva mii de forme de paraziți ce afectează frecvent corpul omenesc. Viermi, bacterii, fungi, virusuri. Deci câteva mii. Oare ce îi face pe cei 100 de oameni de pe stradă să creadă că, sau pe cei 80 care nu au paraziți, sau minim 80, ce îi face să creadă că la ei aceste câteva mii nu pot să ajungă? Să știți că la vârstele mai tânere, atunci când am văzut mediul intern are o tensiune superficială mai corectă, randamentul digestiei este mai mare, sistemul imunitar se poate întreține mai mult, corpul are o putere mai mare de a lupta cu unele dintre aceste forme de paraziți. Cu cât creștem, înaintăm în vârstă, cu atât această capacitate scade. Se pare că majoritatea, aproape toate bolile au la bază o formă de paraziți. În ultimul timp, tinerii, de exemplu, au tot mai multe manifestări, de exemplu, diarei frecvente, halenă, mirosul gurii, alternanțe în acestea, constipații, diarei, anumite manifestări, gen dureri de cap, dureri de abdomen, sindromul acesta al colonului iritabil, boli autoimune tot mai multe la vârste tine. Uitați-vă, poate aflați în stânga și în dreapta, există o invazie de boli din aceste autoimune, unele foarte grave, gen scleroză multiplă, psoriazis, vitiligo și așa mai departe. Toate au la bază, să știți, o infecție parazitară la un moment dat. De exemplu, se crede că scleroza multiplă în plăci a fost provocată de o infecție cu Epstein-Barr. Alergiile aproape toate au la bază o cauză parazitară. Și folosim medicament clasic, antialergic și bineînțeles că nu se rezolvă problema. Problema este în burtă. În stomac, nu în stomac, în tot tractul digestiv, acolo este problema. Acolo trebuie să facem curățenie cea mai mare. Deci, eu sunt destul de, să zicem așa, rigid cu lucrurile acestea, în sensul că vin oameni cu probleme, deci mă doare ficatul, am probleme de ficat. Bun, intrăm să facem un proces de curățire a corpului. Nu, mie trebuie să-mi dai pentru ficat.
Probabil că cred că în ficat nu ajung paraziți. Este fals. Ajung peste tot. Trebuie să aplicați conceptul așa cum îl promovăm, pentru că Coral Club nu promovează în afara corectitudinii științifice, ci în acord cu datele științei. Aici am câteva produse cu câteva imagini cu ce folosim noi în deparazitare, nu sunt, mai sunt și altele. Vreau să vorbesc puțin despre Colovada. În mod normal ar trebui ca la sediul nostru programul Colovada să se vândă pe bază de înscriere, de stat la rând. Puțină lume, sau mult se sperie, pentru că acest program conține cele patru zile de post. Programul este, să știți, absolut fantastic, pentru că produce o curățire sistematică a corpului, iar postul are niște virtuți pe care puțini oameni îl înțeleg. Deci am spus aici câteva lucruri. De ce e necesar să folosim Colovada? Pentru că în urma digerării și metabolizării hranei se acumulează permanent deșeuri acide pe care corpul nu le poate elimina cu totul. Să știți, ele de cele mai multe ori colmatează, de exemplu, nu doar organele, dar colmatează sistemul limfatic. Sunt foarte mulți care, de exemplu, se vaită de un slab drenaj limfatic și se duc și fac de masaj limfatic. Robert Moss se spune că este lucru cel mai rău. Când o să discutăm despre sistemul limfatic, o să vă și spun de ce. Pe măsură ce îmbătrânim, capacitatea corpului de eliminare a deșeurilor acide scade tot mai mult. Așa că în timp, în organism se creează o mare acumulare de deșeuri toxice care conduc la diferite boli degenerative. În plus, din cauza sufocării cu rezidui acide, în corpul nostru nu se mai absorbe suficient oxigen. Al doilea motiv solid, acidoza și slaba oxigenare celulară generează procese de fermentație întreținute de consumul de zahăr, de dulciuri, de zaharuri, iar pe această cale se produc tot mai multe defecțiuni celulare care se multiplică în organism. Totodată sistemul imunitar slăbește și nu mai poate proteja eficient softurile noastre genetice. Soluția, detoxifierea profundă la nivel celular și la nivelul diferitelor sisteme și organe. Această detoxifiere multiplă poate fi numită purificare. Ea trebuie făcută de minim 2 ori pe an de către orice om sănătos. 2-3 ori pe an, iar oamenii care au anumite probleme mai serioase de sănătate trebuie să facă într-un mod mult mai sistematic. Există, să știți, m-am legat puțin de terapia prin post, pentru că 4 zile din programul Colovada se recomandă post. Post negru, să zicem așa, în afară de ingredientele pe care le avem de consumat de acolo din pachetul Colovada. Există un film, este în limba franceză filmul, se găsește pe YouTube, am acolo linkul. Puteți să scrieți în limba franceză parcă La thérapie par le jeûne, terapia prin post. Este un film de 90 de minute, este un film extraordinar. Este vorba despre experiența care are loc la, de acolo pleacă filmul, de la sanatoriu Goreacinsk din Siberia, unde afectați de astm, diabet, artrit, alergii, pacienții nu ingeră nimic în afară de apă timp de 12 zile, în medie, dar vindecarea este uneori extinsă la 3 săptămâni. După parcurgerea unei faze inițiale dureroase generate de eliminarea acidozei, ei se simt în formă, iar 2/3 din ei văd cum simptomele de boală dispar complet după unul sau mai multe tratamente. Acest tratament a început încă din era sovietică, are deja 40 de ani de experiență, dar studiile științifice efectuate sunt puțin cunoscute. Cu toate acestea, medicii și cercetători occidentali studiază serios alternativa postului terapeutic. Am citit și eu din lucrarea lui Daniel Reid și el recomandă minim 2 posturi de 7 zile, recomandă el de 7 zile
posturi terapeutice, le spune și el, minim două posturi de 7 zile pe an pentru curățirea sistematică a corpului. 3 zile sunt, sunt puține, practic 4 zile, să zicem așa, este limita, limita de jos. Nu este niciun fel de problemă să facem acest post. Eu, să știți, ultima dată l-am făcut 6 zile și vreau să vă spun că în fiecare seară am alergat 3 km în parc. Dacă la primul mi-a fost greu din punct de vedere mental, pentru că aici e toată problema noastră în cap, cum o să fac, Doamne, ce o să pățesc, dar o să leșin, dar o să cad din picioare și așa mai departe. După aceea a fost din ce în ce mai ușor. Iar starea, starea corpului după acest, după acest program este absolut, absolut extraordinară. Știți că există mai multe tipuri de post. Postul alimentar ideal durează 7 zile, iar cel minim 3 zile, postul propus prin Colovane de 4 zile. Mai este și postul zilnic. Eu recomand și postul zilnic. Postul zilnic înseamnă 16 ore pe zi să nu mănânci, 8 ore să mănânci. 11 plus 8, 19. Deci 11 sau 10 dimineața, 10-11 dimineața plus 8, 18. Deci 8 ore mâncăm. Și 16 ore nu mâncăm, doar bem apă, ne hidratăm și eliminăm resturile din corp. Este mecanismul prin care am observat că greutatea se poate păstra fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de, de problemă. Sistemul, programul Colovada nu este, și postul nu este doar pentru curățirea sistemului digestiv, ci și pentru autovindecare. Mulți consideră că este doar pentru curățirea colonului. Nu, este un post de autovindecare. Să știți că postul are un, aceste 4 zile de post au un efect extraordinar asupra sistemului endocrin. Sunt secretate mai multe endorfine, mai puțin adrenalină față de perioada de hrănire cu solide. În post se declanșează în mod natural și secreția hormonului de creștere de către glanda pituitară, pancreasul și tiroida sunt alte două glande endocrine care beneficiază enorm de postul alimentar. Să știți, pancreasul își îmbunătățește mult funcțiile în, în aceste zile de, de post. Am avut chiar experiență cu insulinodependenți și a fost ceva puțină precauție în cele 4 zile, dar rezultatele, să știți că au fost spectaculoase, adică de la 80 de unități de insulină, după un singur program Colovada, 8-10 unități de, de insulină. Schimbările și starea omului fiind deosebită. Deci înainte de a... folosi, să zicem așa, programe, să zici, curățirea rinichilor, curățirea trebuie neapărat să facem acești pași hidratovada. Este, este ABC-ul redobândirii sănătății. Deci, practic, a sări direct la consumul de suplimente nutritive înseamnă a cheltui bani de multe ori inutil. Numai dacă avem o problemă așa de urgență, care sunt, țin de urgență, să intervenim cu anumite suplimente nutritive. În rest, trebuie să facem acești pași. Este extrem de important să facem acești, acești pași. De exemplu, curățirea limfei. Practic nu se poate face dacă nu curățim colonul, întrucât limfa drenează prima, din prima treime a colonului. Dacă avem un colon îmbâxit, este inutil să facem curățenia, curățenia limfei. De asemenea, curățenia limfei presupune curățirea rinichilor. Deci trebuie să curățim și rinichii, un program de curățire a rinichilor. Practic sistemul limfatic drenează în felul următor. Limfa, deci pe partea dreaptă, rinichiul drept, drenează prin rinichiul drept, pe partea stângă prin rinichiul stâng, zona centrală prin colon. Alminter, nu putem să curățim corpul și să refacem, să îmbunătățim starea organelor. Abia după aceea, după ce am curățit, am hidratat, am curățit colonul, am curățit la nivel celular corpul, prin, am, să zicem așa, îmbunătățit funcționarea glandelor endocrine prin post, abia am curățit limba, după aceea facem un program sistematic
reparare, să zicem, a ficatului, care este un organ absolut fabulos, cu funcții fantastice pentru corpul nostru. Putem interveni direct și în ficat, de exemplu, dar eficacitatea este scăzută. Este mai mică decât dacă am face o curățenie generalizată. Nu discutăm despre nutriție, aceasta ar trebui să fie o temă de sine stătătoare. Lucrurile sunt extrem de interesante și util de știut și cu privire la nutriție. Putem, în schimb, să vorbim două cuvinte despre protecție și să încheiem, că deja am vorbit prea mult. Protecția o facem cu microhidrină Coral Mine, H500, vitamina C, fitosit. Noi folosim sistematic în casă Coral Mine, H500 și microhidrină, Hidrasel, și suplimente nutritive în funcție după ce ne-am curățit corpul, folosim acele suplimente pentru a, să zicem așa, ajuta organul care are, să zicem așa, un bagaj genetic mai slab. De exemplu, cineva are din familie o moștenire cu rinichii, să zicem, mai sensibil. Atunci va trebui să folosească, să zicem, combinația numărul 6. De exemplu, cei care au o tensiune, să zicem așa, tensiunea diastolică ridicată, cu siguranță au o problemă în rinichi. Cei care au sistolică ridicată, cu siguranță au niște supraenale care secretă prea mult cortizol sau au probleme cu vasele de sânge, deci trebuie folosit altceva. De multe ori, de exemplu, chiar și astăzi m-a sunat cineva să-i dau ceva pentru inimă, să-i dau două produse pentru inimă. Nu poți să-i dai două produse pentru inimă, că nu știi de ce are boală, de ce are el hipertensiune, este gras, este slab, are probleme endocrine, are colesterolul ridicat, are suprarenale deranjate. Și practic ajungem exact la discuția noastră de început. Trebuie să o luăm cu conceptul de sănătate. Punem corpul în stare de curățenie, în starea zero, după care vedem ce mai rămâne din bolile pe care el le are. Deci asta înseamnă să folosim inteligent și să folosim cât mai mult conceptul acesta pe care ne-l pune Coral Club la dispoziție. Avem o gamă extrem de largă de produse, de deparazitare, de protecție, iată, bioprotectori. Chiar Daniel Ray spune, care credeți că va fi următoarea boală gravă a oamenilor? Zice, va fi o boală care va face ravagii în perioada următoare. Zice, cancerul la cap. Și zice, de ce? Și la cine? Zice, la tineri, care folosesc în exces telefonul mobil. Și uitați-vă, ascultați în stânga și în dreapta, sunt tot mai multe cazuri de astfel de boli. Practic, n-am vorbit, există și o poluare electromagnetică, suntem pur și simplu bombardați de acest tip de poluare. Avem nevoie de acești bioprotectori. De asemenea, la aceste protectoare neutronic ar trebui să fie, de asemenea, coada, ar trebui să se epuizeze în permanență stocul. Dacă aveți să mă întrebați ceva, pentru că am vorbit deja suficient, poate prea mult, și sper să nu fi spus multe prostii, sper să mă fi auzit bine și să-mi cer iertare pentru deranjamentele de la început. Este dificil de vorbit eu cu microfonul și cu un perete gol aici. Era mult mai fantastic dacă suntem față în față, dacă ne-am și vedea. Practic dimineața, deci eu folosesc 800 de mililitri, atât beau eu, am o unitate de măsură, cu o microhidrină și nu, deci aceasta nu o gust, adică o înghit dintr-o dată pentru a se duce repede în tractul digestiv, a trece repede de bariera acidă a stomacului, să ajungă repede cu un pH ridicat pentru a spăla, să zicem așa, pe românește, mațele. În felul acesta
practic garantat orice om are scaun, eliminările naturale pe care orice corp sănătos trebuie să le aibă se accentuează. Practic am obținut, am debutat în zi cu o stare de alcalinitate. Știți că vă puteți folosi eficient, toată lumea să se ducă mâine și să-și cumpere acea hârtie de turnesol de la Coral și dimineața când se trezește, fără să se spele pe dinți, să scuipe de câteva ori în chiuvetă și să verifice care este nivelul de aciditate al salivei cu hârtia de, cu hârtia de, de turnesol. Și vedeți care este starea de acidoză sau de alcalinitate a corpului dumneavoastră. Vreau să vă spun că la 4,9 pH al salivei corpul moare. Cei care consumați hrană preponderent acidă, carne, lapte, brânză, ouă, cât cuprinde, Coca-Cola, băuturi acide și așa mai departe, vă garantez că nu veți avea un pH mai mare de 6,5. Cei care folosiți o hrană echilibrată, preponderent alcalină, veți avea un pH spre 7. pH-ul, să știți, sângelui este 7,365. Recomand, în primul rând, abecedarul este Robert Morse și dacă știți limba engleză, vă sfătuiesc să dați pe YouTube, să scrieți Robert Morse și să vedeți filmele lui despre sănătate, care sunt absolut fascinante și vreau să... Asta e și motivul pentru care, cunoscându-l, citindu-l pe Robert Morse înainte, m-am lipit foarte mult de Coral Club, pentru că aici am găsit lucrurile cu care puteam să fac chestiunile pe care el le vorbește acolo. Altceva. Da. Data viitoare, data viitoare Ionel Alban va vorbi despre sănătatea sistemului digestiv. Este o temă provocatoare și poate să vorbească pe larg despre lucrul acesta. O să vină și cu mărturii. Ionel este liderul nostru specialist de miercuri, care ne învață cum să facem multilevel marketing. Sperăm și noi să fim buni elevi și să învățăm cât mai mult. Și eu vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor celor care au vorbit înainte și mi-au dat și mie curaj să vorbesc în seara aceasta și data viitoare o să vorbim despre sănătatea pielii, așa am înțeles că voi avea în luna august. Toate cele bune, vă mulțumesc mult!